încurajare și apărare a NATO, dar și adaptarea și modernizarea alianței în contextul de securitate actual. Miercuri, șeful statului va participa la o altă reuniune a Consiliului Nord-Atlantic la nivel de șef de stat și de guvern în prezența Suediei în calitate de invitat, cât și a partenerilor din regiunea Indo-Pacificului, Australia, Coreea, Japonia și... acestei țări grav afectate de războiul declanșat de Rusia. Șeful statului va sublinia în cadrul discuțiilor importanța fundamentală a continuării implementării deciziilor de la Madrid privind consolidarea posturii aliate de descurajare. Pentru securitatea euroatlantică. Înainte de a ajunge la